5 and I'm 10. I'm 5 out of 19, down 15, all the night of the number. Ce bă? Pă cum așa? Bă, mai ieșim și noi sâmbătă. Dar duminică e duminică, mă. Da, uite, auto-i bai mei. Ia cu pâine, bă. Cascade di Moraduccio, am mai fost pe acolo, dar de data asta în altă companie. Cum aveai tu? Asta e ca a ta, Ioane, cum aveai tu? IZF 125. Poziție mi-am luat, fac ce le zici că sunt pe fotoliu. În aroganță, așa știi, salutăm de aici. Pac, două deși de strâmbe, că zici că am mâna ruptă. Salut! Salut! Practic, ce se întâmplă, ceea ce vedeți voi aici? După toată plimbarea noastră, am ajuns într-un final pe pasul de la Sambuca. Continuăm să mergem la un moment dat, o curbă la stânga, văzând o motocicletă de guardrail. Și bineînțeles că am văzut pământul ăsta pe stradă și ne-am oprit instant. Am văzut bine fața, că vedeți și voi cât e de spartă. Trebuie să ne oprim, să vedem ce se întâmplă. Pentru că e un rider, dar nostru e normal, nu e că treci nepăsător, nu ai cum, așa că... Ne-am oblizat repede, am încercat să-i dau o mână de ajutor, pentru că tocmai ce-l întrebase mai înainte dacă are ceva, dacă e bine, și a zis că e bine, e ok, singura chestie, îl durea umărul stâng. A zis că îl doare puțin umărul stâng, nu puteam să-i dau jos costumul ca să văd exact cum e, dar totuși a zis că îl doare destul. Tocmai ce sunase prietenii pe taicăsu și ne-a spus că vine să-l ia cu o dubă. Să încarce motocicleta. Motocicleta, din câte am văzut și vedeți și voi, este un GSX-R S-Rad de 600. A dat destul de bine. Ceea ce mi-a explicat el mie a fost că a luat curba la stânga și, fiind în viraj, i-a fugit fața. Probabil a rămas în contravirare, nu știu. A lăsat puțin gazul și în momentul ăla i-a fugit fața și când i-a fugit fața s-a dus pe partea stângă. Tărâși fix în guardrail. Și el, bineînțeles, după ea avea săracul pământ și pe gât și pe față. A dat bine rău de tot. Cum încercam să-i montez aici ceva sub cric, pentru că vedeți și voi, era pământ, piatră, să nu cumva să-i mai cadă, destul că o făcuse vraiște.
Măcar na, e prima. Aici îmi spune că îl doare, doare umărul mult. Mult de tot. Dar a zis că nu e nimic, în rest e tot ok. O să miște mâna. Acum o să-și facă un control după ce, după ce ajunge acasă. Bineînțeles, cel la spital. Mușcătă era destul de avariată. Adică down era destul de mare. Practic a luat toată fața garrailul ăla. I-a spart toată fața. Și știți și voi cum e Ezra, aducă. Are dită mai carena pe față, nu e așa simplu. Da, trebuie să pun puțin de voice-over ca să vă explic ce anume s-a întâmplat aici, pentru că microfonul, bineînțeles, a vrut din nou să mă lase, să mă părăsească și de multe ori mă părăsește în momentele astea foarte grele și cam așa a fost. Băiatul ne-a zis că ne putem duce liniștiți în treaba noastră pentru că a rezolvat, ne-a mulțumit că i-am mutat motocicleta și, bineînțeles, l-am întrebat de vorbă. Așa. S-a încălzit prea tare. Nu mai frânează. Las-o în dreaptă, că mai e puțin până jos. Am rămas fără frână. Ia, uite pe fără. Cum o să rămâi fără frână? Ce? Ia frânează. Dă-o la vale. S-a încălzit prea tare. Spatele? Spatele nu uzezi deloc. Hai să coborâm, că ții cu spatele. Vezi? Aici am curbat. Că nu mai e. Am văzut, da. Am văzut. Da, folosești mult. Lasă-o în treaptă, într-a întâia. Frâna spate și hai că mai avem puțin. Nu, bucățină, așa un pic ține, dar... Ce zici? Cum e? Cum e cu ninja? Urcă la Madonna! Ce este? Ia, acum m-a oprit să-l mai încește. Să? Acum. Așa. O să merg ulea că mai încește. Hai că dacă nu știu încet. Bă, hai nu, pune casca, hai să coborâm. Așa și eu... Am zis că i-am dat tare pe aici. E nașpa că e dublu sens. Hai să mergem. Hai că... O las și eu pe liber! Da, bă. Da. Rămâi zona noastră fără frâne. Așa e când e foarte cald afară. Folosești frâna prin zonele în care ne plimbăm noi. Și de obicei se întâmplă chestia asta, uite. Furtunele cedează, cedează presiune. Și acum suntem pe mod eco. Mod electric.